Fostul primar al Sighișoarei, Dorin Dăneșan, a contestat în instanță ordinul de încetare a mandatului său emis de prefectul de Mureș Liviu Vasile Oprea ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Dăneșan a declarat că dacă nu i se va da câștig de cauză și se vor organiza alegeri anticipate pentru primăria Sighișoara, nu intenționează să mai candideze. Am contestat ordinul prefectului la secția de contencios administrativ cerând anularea acestuia. De asemenea, am depus și la prefectură o plângere prealabilă prin care cer revocarea ordinului respectiv. Avocatul meu spune că în baza legii 303/2004 privind statutul aleșilor locali, articolul 17 aliniatul 5, până la judecarea contestației ar trebui să fiu repus în funcție, a declarat Dăneșan. De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al prefecturii Mureș, Dragoș Bardoși, a declarat că instituția a primit o înștiințare din partea lui Dăneșan legată de contestarea ordinului prefectului în instanță și urmează să-și exprime punctul de vedere. La rândul său, președintele PSD Mureș, Vasile Gliga, afirmă că nu exclude posibilitatea ca primarul din ultimii 14 ani al Sighișoarei, Dorin Dăneșan, să candideze din nou pentru scaunul de primar al acestui municipiu din partea socialdemocraților. Noi, ca organizație PSD, vom căuta candidați care să concureze și, de ce nu, să câștige. Se va face eventual un sondaj. Probabil, pe când vor fi alegerile, se încheie și cei 2 ani la care Dăneșan era condamnat în februarie, se încheie și, sigur, se vor face alegeri mai repede decât în vară. Dacă stă în sondaj mai bine decât alții, nu e exclus nici el să candideze, spune Gliga. Dăneșan a declarat că dacă îi se va da câștig de cauză și se vor organiza alegeri anticipate pentru primăria Sighișoara, nu intenționează să mai candideze. La ora actuală, atribuțiile lui Dăneșan au fost preluate interimar de către viceprimarul Dan Bândea, PNL.